Bolile plămânilor sunt mereu în actualitate, iar marea provocare pentru medicii pneumologi și nu numai o reprezintă atât cauzele cât și soluțiile de evitare sau de tratament ale acestor afecțiuni. Tocmai de aceea, de 4 ani încoace, Spitalul de Pneumoftiziologie organizează Zilele Pneumologiei Ieșene. Iată că întâlnește ideea de interdisciplinaritate. Practic, atât pneumologia cât și celelalte specialități cu care noi interacționăm în mod curent în managementul pacienților sunt prezente aici, cardiologie, reumatologie, boli infecțioase, foarte important, pediatria, care este un domeniu atât de conex pneumologie și, bineînțeles, gastroenterologia și medicina internă. Așadar, avem această dorință că în aceste 2 zile colegii să stabilească relații, să întărească relațiile și să fie împreună, să schimbe idei și, într-un final, să fim mai buni pentru pacienții noștri. În afară de specialiștii în medicină internă sau pediatrie, nelipsiți sunt cardiologii care aduc cele mai noi terapii în tratamentul bolnavilor de inimă. Și asta cu atât mai mult cu cât, din păcate, dacă inima este afectată, nici plămânii nu funcționează normal și invers. Chiar dacă pacientul respectiv, să zicem, nu este descoperit în cursul acestei evoluții a unei boli pulmonare, cum este boala pulmonară obstructivă cronică sau embolia pulmonară sau dacă discutăm despre tromboembolismul pulmonar, fiecare dintre ele pot să pună la risc pacientul în așa fel încât cardiovascular să intre în șoc sau să facă o aritmie ventriculară malignă, ceea ce îl expune la riscul de moarte subită. Încât iată cum aceste 2 patologii se întrețesc, ca să spun așa, și e nevoie de o echipă multidisciplinară, lucru despre care și discutăm zilele astea la Zilele Pneumologiei Ieșene. Conferința Zilele Pneumologiei Ieșene este organizată de către Spitalul de Pneumoftiziologie în parteneriat cu Universitatea de Medicină și Farmacie Grigore Tăpopa, Colegiul Medicilor, Societatea Română de Pneumologie și High Life Events.